La mai puțin de 50 de kilometri de Cluj, în comuna Sic, se ascunde o frumusețe cum rar întâlnești. Delta Transilvaniei este o zonă extrem de bogată în ceea ce privește biodiversitatea, iar frumusețea ei este unică în Europa. Aici se află al doilea stufăriș ca suprafață după Delta Dunării, cel mai adânc lac natural din Transilvania și singurul pe care se formează plauri, adică insule de stuf plutitoare. Tot în delta Ardealului ne putem bucura de cea mai mare colonie mixtă de stârci cenușii și stârci de noapte din Transilvania, precum și ultimele vestigii ale vechilor sărături transilvane. Acest loc este uimitor și datorită faptului că are anumite zone în care locul nu a cunoscut civilizația umană și formele ei negative. Rezervația naturală de la Sic reprezintă și un loc perfect pentru pasionații de fotografie. Zona a fost declarată arie protejată în anul 2000. În rezervație se găsesc numeroase specii de păsări, dintre care trei sunt specii rare: buhaiul de baltă, stârcul cenușiu și eretele de stuf, o specie de amfibien și una de reptile, precum și 42 de specii de plante. Nu întâmplător, Asociația Educațională Ecologică Eco Transilvania este interesată de promovarea și protejarea ariilor naturale de pe aceste meleaguri. Din martie 2011, asociațiile Eco Transilvania și Eco Choice au în custodie peste 4600 de hectare ale ariilor naturale protejate din bazinul Fizeșului. Inițial, doar 2 hectare de teren au fost declarate rezervație în 1974. 20 de ani mai târziu, stufărișurile de la Sic devin rezervație de interes județean, pentru ca în 2000 să capete importanță națională. Succesiv s-a mărit și suprafața protejată de lege, 140 de hectare în 2002 și 505 hectare în 2004. Cu ajutorul unui proiect în valoare de 89.564 de franci elvețieni, cofinanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă, asociațiile Eco Transilvania și Eco Choice, care au în custodie cele 4.600 de hectare ale ariilor naturale protejate din bazinul Fizeșului, și-au propus să implice comunitatea locală și să crească vizibilitatea ONG-urilor care au rol de custozi ai ariilor protejate din bazinul Fizeșului. Proiectul a avut în vizor, în primul rând, protejarea și îmbunătățirea infrastructurii rețelei de zone umede din interiorul acestui bazin. Ne bucurăm că am ajuns la stadiul acesta de a repara infrastructura de vizitare din cadrul rezervației naturale Stufărișurile de la Sic. Acest lucru vine atât în întâmpinarea potențialilor turiști, cât și în sprijinul studenților, care pot să se documenteze referitor la importanța din punct de vedere a biodiversității a arei naturale bazinul Fizeșului. Zona este importantă nu doar pentru localnici și turiști. Universitățile clujene își trimit aici studenții pentru proiecte de practică și cercetare. Pentru noi, ca și studenți de la mediu, este destul de important că putem să venim aici să facem practică. Avem profesori care să ne explice, indiferent că sunt de la biologie sau de la noi de la facultate de la mediu, și putem să vedem, chiar dacă este acum în timpul iernii și poate păsările respective nu sunt aici, putem să vedem și cum arată o astfel de arie protejată pe timp de iarnă. Ați mai fost până acum? Ai mai fost? De obicei în timpul verii, când situația arată altfel, dar și pe timpul iernii sunt păsări care iernează aici și pentru ornitologii amatori, infrastructura care este inaugurată azi este importantă. Ajută un pic la se vede mult mai bine totul. În acest proiect este implicată și Agenția pentru Protecția Mediului Cluj. Cei de aici ar trebui să știe că au o bogăție de care trebuie profitat și se poate profita prin a obține fonduri pentru finanțare, pentru a face diferite activități în această zonă, precum și prin turism. Dacă va fi bine promovat, atunci vom avea parte de turiști, va avea parte și comuna Sic, autoritățile locale vor avea posibilitate să-și crească veniturile. Inaugurarea noilor structuri dă noi valențe meșteșugurilor legate de prelucrarea stufului, întrucât prin intermediul proiectului se susține și se promovează utilizarea materialelor și tehnicilor tradiționale de construcție. Astfel au fost reabilitați și înlocuiți stâlpii de lemn, structura podețelor și punților, pentru a ușura accesul turiștilor chiar prin mijlocul deltei, totul
muzeul cu materiale și tehnici tradiționale. Foișoarele au fost modernizate, iar în interiorul lor au fost montate plăcuțe cu informații despre păsările și plantele pe care turiștii le pot vedea vizitând stufărișurile de la SIC. În plus, a fost construit și un observator ornitologic care oferă o panoramă asupra întregii zone, loc ideal pentru cei care au ca hobby birdwatching, adică urmărirea păsărilor, o activitate populară în Occident, dar mai puțin practicată în România. Prin această reabilitare se așteaptă ca numărul turiștilor să crească la 5.000 pe an, cu o medie a perioadei de ședere de 3 zile. A început lumea să vină să viziteze și stufărișurile și localitatea. Și vin și din străinătate, vin din Ungaria, Belgia, chiar din toate țările. A venit și până acum, dar parcă simt că vin și mai mulți acum, vin și studenți. Cu treaba asta câștigăm foarte mult și sunt bucuroși localnicii. La 45 de kilometri de Cluj-Napoca, rezervația naturală de la SIC sau Delta Ardealului este una dintre cele mai accesibile destinații turistice din județ. Ecologiștii își doresc ca această zonă să poată fi însă admirată pentru ceea ce este ea, fără o intervenție agresivă din partea omului. Asta înseamnă că fac un apel la turiști să aibă grijă și să respecte zona sălbatică pe care o vor străbate pe noile podețe, deoarece stufărișurile de la SIC se află printre ultimele 30% din zonele umede rămase la nivel mondial.